Continuăm cu alte informații. Extrădată aseară din Belgia a fost anotară care ar fi prestat servicii pentru Vladimir Plahotniuc, dar și alți politicieni fugari cu probleme penale, a fost plasată în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Mandatul ei a început imediat după ce a fost audiată de procurorii de la cauze speciale. Olga Bondarciuc este acuzată de mai multe infracțiuni, printre care fals în acte publice și depunerea declarațiilor mincinoase în fața autorității de investigație. Avocatul ei afirmă că ea singură și-ar fi dorit să fie extradată. Deși nu-și recunoaște vina, este gata să colaboreze cu organul de anchetă. Apărătorul a refuzat să ne spună unde este deținută fosta notară din motive de securitate, însă unele surse afirmă că este încarcerată la penitenciarul 13. Olga Bondarciuc a fost adusă în cătușe cu o cursă Avia pe aeroportul internațional Chișinău aseară. Însoțită de doi agenți, aceasta a venit din orașul Bruxelles, capitala Belgiei, acolo unde și-a fost reținută după ce fusese dată în căutare prin Interpol. După ce a călcat pe pământ moldovenesc, ea a fost predată celor care au solicitat darea ei în căutare. În cursul nopții, Bondarciuc a fost audiată de procurorii de la PC Cox. În timpul audierilor, i-a fost înaintată învinuirea. Într-un comunicat de presă, acuzatorii susțin că fosta notar ar fi comis cu bună știință acțiuni care au asigurat traducerea și legalizarea actelor necesare elementelor din schema denumită generic frauda bancară. Bondarciuc mai este acuzată de fals în acte publice, depunerea declarațiilor mincinoase în fața autorității de investigație, inclusiv prin ascunderea de la oamenii legii a unor acțiuni notariale cu privire la unele companii nerezidente prin care ar fi fost spălați banii din frauda bancară. Acțiunile de urmărire penală vor continua în exercitarea directă a procurorilor PC Cox pentru stabilirea tuturor aspectelor relevante comiterei faptelor incriminate, timp în care persoana se prevalează de prezumția nevinovăției potrivit legii, se mai spune în comunicatul de presă. Procurorii reamintesc că în aprilie au reușit să obțină un mandat de arestare preventivă pe numele ei. Avocatul Olgei Bondarciuc, Alexandru Tonu, susține că extrădarea a avut loc la cererea clientei sale. Aceasta este gata să colaboreze cu ancheta pentru a-și demonstra nevinovăția. Doamna și-a exprimat voința de a veni în țară, de a fi extradată, dânsa a solicitat extradarea binevolă. Deci asta a fost determinată de ultimele schimbări care au avut loc în cadrul procuraturii. Acum, doamna, după cum ne explica ce nu dorește să colaboreze cu organul de urmărire penală, va face declarații cu pe marginea învinuirii aduse, nu recunoaște vinovăție, bineînțeles. Fosta notară a rămas recent și fără licență de activitate. În februarie anul trecut, ziarul de gardă a scris că și Igor Dodon ar fi beneficiat de serviciile Olgei Bondarciuc, cea care în trecut a legalizat mai multe documente ce vizează afacerile lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Viaceslav Platon. Jurnaliștii au făcut atunci trimitere la un registru al actelor notariale. Conform documentelor, aceasta ar fi legalizat două contracte valoroase pentru familia Dodon. Era vorba de un credit de aproape 1,5 milioane de lei și procurarea casei din sectorul Buicane al capitalei.